Cât pe ce să fie spulberată de o mașină chiar pe trecerea de pietoni. Camera de bord a unui automobil a surprins momentul în care un șofer grăbit aproape că lovește o femeie, fără să țină cont că aceasta traversează strada regulamentar. Mai mult, conducătorul auto și-a continuat nestingherit drumul fără să se asigure că pietonul este în afara oricărui pericol. Potrivit martorului care a filmat incidentul, totul s-a întâmplat pe strada Alba Iulia din sectorul Buiucan al capitalei. Iar șoferul care a fost aproape să provoace o tragedie se deplasa cu cel puțin 100 de kilometri la oră. Inspectoratul Național de Patrulare s-a autosesizat și va identifica șoferul grăbit pentru a-l cita la audieri. Acum acesta riscă o amendă de 200 de lei și 2 puncte de penalizare.